Domnul Dumnezeul nostru să fie preamărit. Amin. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, să fie glorificat. Amin. Și Duhul Sfânt, călăuza noastră, să fie cinstit între noi. Amin. S-a cântat Duh de viață. Însemnează că nu-i mort, cum cântă frață foarte greșit într-o cântare. Este un singur Domn, este un singur Fiu, este un singur Duh și acela-i viu. Doamne, ce minte întunecată! Duh mort cine-o văzut? Duhul nu moare. Este un singur Domn, este un singur Duh, este un singur Fiu și ăla-i viu. Nu știu de ce le-o inversat, dar le cântă, frață, fără să-și dea seama. Doamne, ajută-ne că noi nu numai cântăm, nu numai predicăm, nu numai ne rugăm, noi trebuie să ne dăm seama înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt nefolositor sau pronunțat în detrimentul dumnezeirii. Trebuie să avem grijă de acestea toate. M-am bucurat până aici și m-am gândit că na, la 9 încheiem. Acum ce știu eu câți ori mai sta și după mine? Dar mă gândesc că fratele păstor Iosif va trebui să stea. Și după aceea fratele Florin va trebui să stea. Nu știu care ori mai sta. Poate că și fratele Popa asta. Dar doresc să stea Domnul Iisus. Glorie Domnului! Aș vrea să citesc un cuvânt ca să avem o bază la cuvântul pe care îl pronunțăm aici. Iosif, hai tu până mă orbâcă eu cu lampa mea. Citește textul ăsta frumos. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 12, începând cu versetul 28, despre cea mai mare poruncă. Unul din cărturari care-i auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El, și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea, și a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Amin. Mulțumim. Acum văd că ne-a mai pus un ajutor aici. Slavă Domnului, vă rog să ocupați locurile. Cândva, nu mai știu eu anul, am mai fost în Jebel, într-o altă locație, nu în asta, și nici căsele pe Jebel
nu mai seamănă cu care erau atunci. Atunci erau niște căzi bănățene, majoritatea bătute din lut și așa cum a fost Banatul. Dar acum gândești că ești în Austria, mă. Toate casele fain lucrate, gospodari buni. Domnul să vă binecuvinteze. Frumos așa. Dar aș vrea să vă spun ceva. Și biserica asta, clădirea asta, a făcut-o minunat. Și frumoasă. Și aveți cu ce vă lăuda. Dar aș vrea să vă spun, toate lucrurile sunt bune. Dar nu știu, dacă cineva își pune încrederea în ceea ce e menit să ardă, va arde și el. Toate acestea sunt cotigente, ca piatra, ca fierul, ca omul. Și toate dispar într-o zi. Vine acel cuvânt din Psalmul 50, în care spune, înaintea lui mere un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. Apoi, sigur, focul, vedeți când se aprinde o pădure, o casă, e puțin, dar ce furtună scoate, cum fug flăcările, fumul. Apoi când merge lanț, un foc, cum zice Petru în a doua epistolă, capitolul 3, că și trupurile cerești se vor topi de marea căldură a focului, că cerurile, știi ce e aia, ce zice aia? Noi românești așa înțelegem, cer o platformă undeva, dar nu e aia, e aerul, distanța și aerul ăsta îi prinde oxigen și el e îngrămădit pentru pământ. Așa că fiecare din noi și cum stăm aici, suntem încorsetați într-o greutate de 150 de tone de aer. Și dacă ieșim de aici, pe un munte înalt, mai înalt, mai înalt, îți iasă sângele pe lângă fiecare păr de pe tine și îndată te ogoli de viață. Peștii, cum e tuna de ocean, păi aruncă mrejele după ea adânc de tot. Când o scoate pe vas de sub greutatea în care ea e menită să trăiască, se împrăștie. Nu trebuie să o mai curăț, se împrăștie. Și așa Dumnezeu a făcut atâtea legi și atâtea minunății. Dar pe lângă toate acestea, o mai făcut și legea pocăinței, mărească-i să numele. Și am auzit pe preiubitul frate, nu știu dacă ne-am mai întâlnit vreodată, eu nu ții minte, dar se poate să ne fi întâlnit. Eu, mintea mea acum mai scapă câte una. În schimb, este o mare minunăție că ma tale care mă asculți, femeie, bărbat, împreună cu mine, suntem aici în locul acesta, în seara aceasta. Asta e o mare minunăție. Aici s-a citit acum de prima poruncă, cea din tâi, cea mai mare poruncă. Și aceasta e să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Dar nu-i valabilă în Noul Testament.
În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos a spus: eu n-am venit să strâng legea, nici prorocii. Dar ce să facă cu ele? Eu am venit să le împlinesc sau să le ridic cota mai sus. Așa că să iubești pe Dumnezeu pentru tine ca om nu-i valabil, numai dacă împlinești a doua, care e asemenea ei, și aceasta e să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, porunca legii. Și în Noul Testament nici asta nu-i bună. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine nu are valoare în Noul Testament. În Noul Testament trebuie să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aceasta e porunca mea, glorie Domnului. Nu-i porunca decalogului, nu-i porunca legii vechi, e porunca legii noi. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Acum vin la mine și ca mine sunteți fiecare. Când Domnul Sfânt m-a chemat la Sfânta Pocăință, bine, eram tânăr, dar aveam și eu păcatele mele, dar nu mi-o băga de vină de niciuna. Nu m-a mustrat de niciuna, dar după ce m-am pocăit, când făceam câte o năzbâtă, apoi aia o simțeam, aia o simțeam. Odată am privit ceva ce nu trebuie privit, dar fără să gândesc, fără să-mi dau seama, am auzit un țâvlet de femeie și eu aveam sub mână atunci vreo 16 persoane, între care și câteva fete. Și am gândit, nu cumva a căzut, și am fugit la geam să mă uit. Și când am fugit la geam să mă uit, o femeie oarecare fugea din tufiș că să lucra în uioara de sus. În blocul care acum era clădit și să lucra în interior. Și un bărbat gol în tufișul ăla. Eu care n-am cunoscut femeie și nimic altceva, dar când am privit, deodată m-am speriat la strigătul ăla, dar după aceea, o clipă, când am privit la ce era să se întâmple, prin mine au trecut niște fiori pe care nu i-am cunoscut până atunci. Și hormonii au început să se miște. Și aceasta mi s-a considerat păcat. Și păcatul acesta m-a chinuit, nu iaua lui Dumnezeu, ca să mă despartă de așa ceva, sigur, atât a lovit în inima mea, că nu mai simțeam gustul la mâncare, nu puteam dormi, umblam plângând când nu mă vedea nimeni, mă rugam cu pătura în cap și nu știam ce să mă mai fac, că am păcătuit. Închipuieți acum dacă afară ai auzit un glas de femeie strident ca din gura unui leu. N-ai fugit să vezi ce-i? Și odată văzând, s-a instalat păcat. Atât am plâns, atât m-am rugat, până într-o noapte
Duhul Domnului m-a liniștit oarecum că am avut un vis de la uiora veche spre uiora de sus, s-auzea o gloată venind. Și gloata aia venind, eu mă tot așteptam să o văd, dar drumul trece pe aici, aici era un gard rău din îngrădele așa de nuiele uscate. Șanțul, gardul și eu eram dincolo și de gardul ăla, în iarbă verde. Și de acolo m-am uitat să văd ce vine. Și când a apărut întâi un cap, apoi mai multe capete de oameni, veneau cântând. În fruntea lor era împăratul David, un om frumos îmbrăcat într-o haină strălucitoare, cam cum ar fi cerul, așa, dar foarte frumoasă, și avea două rânduri de mâneci. Avea una cu manșeta asta, cu pumnușei, cum îi zicea bătrânii, și alta largă pe atâta. Și venea așa gale înaintea mulțimii, conducea cântarea din mâini. Și eu am plâns și m-am gândit, oare ăsta se va uita la mine? Oare ăsta îi va păsa de mine? Că părea că au trecut mulți pe lângă mine și nu le păsa de mine. El când a sosit în dreptul meu, așa ca un militar pe călcâiul stâng s-a întors și a întins mâna, așa i s-a făcut mâna de lungă din mijlocul drumului, peste șans, peste gardă, a ajuns la mine. Pace ție, tânărule! Și-a dat mâna cu mine. După aia a zis, vezi? Și când m-am uitat după degetul lui, era o clădire înaltă, frumoasă de tot. Și era cu arc așa la intrare. Dar atâta era de înaltă, că eu de-abia am cuprins cu ochii până deasupra arcului. Și avea vreo 7 trepte înalte. Și-o zis, vezi? Să stai în pragul casei Domnului până va trece 101-102. Și atunci am înțeles că trebuie să stau până trec atâția oameni pângă mine. După aia, tot în vis, am înțeles Psalmul 1-102. Și după aceea am înțeles că sunt zilele care vor trece. Și au trecut 102 zile, până când am ajuns într-un loc unde mi-a vorbit Duhul Sfânt. Și atunci, oarecum mi-a arătat ușor așa vina mea, dar cu atâta blândeță, cu atâta mângâiere, încât m-a ridicat din toată starea asta. M-am gândit acum și mă gândesc și acum. Dacă eu am fost așa de afectat și m-am crezut prădat și scos din mântuire afară pentru așa o întâmplare, oare vă întreb acum pe tineri, pe bătrâni, pe femei care stați cu jucăria asta în mână și priviți zi de zi și alții nopți în șir nu dorm și se uită la lucruri necurate. În ce stare să găsește poporul? Am cântat așa frumos că Duhul Sfânt e viu, dar Duhul Sfânt e și lucrător, mărească-i să numele. Și Duhul Sfânt, dacă ești botezat de Duhul Sfânt, trebuie să te mâie și să te adună, nu? Numai că vorbești în alte limbi, n-ai rezolvat mare lucru. E o bucurie personală. Poți să proslăvești învierea lui Iisus, patimile lui Iisus în limbi noi. Poți să vorbești taine cu Dumnezeu, poți să vorbești în limbi cerești. Dar o poezie veche zicea,
poți să scazi și poți să crești, poți să vorbești în limbi cerești, dar să știi nimic nu ești dacă n-ai iubire. Ești din lume cel mai mic, nu ești nici măcar pitic dacă n-ai iubirea în tine. Ori iubirea, dragostea, citim în Sfântul Cuvânt, că este turnată în noi prin Duhul Sfânt. Mărească-i să numele. Când am intrat eu întâi în adunarea pocăiților, m-am dus cu o ură pe pocăiți. Și un frate mergea, Pavel, m-a luat de umăr și nu m-a lăsat până nu m-a băgat acolo. Dar când am auzit întâi vorbirea în altă limbă și o prorocie printr-un frate, un fior a trecut din creștet până în tălpile picioarelor, toată ura mea a fugit și dragostea nu se învață. Cum zic unii, nu cred asta. Eu cred ce-am pățit eu, eu n-am cum să nu o cred. Pe dată, în locul urii mari care eu am avut-o, s-a stabilit în mine așa o dragoste de împăresă eu pe toți pocăiți în brață. Mărit să fie Domnul! Și dragostea aia m-a făcut și acum să viu la Jebel. Mărire Domnului Iisus! Și vreau să vă spun, dacă aveți Duhul Sfânt, lăsați-vă călăuziți de El. Știi că majoritatea din cei botezați de Domnul cu Duhul Sfânt ar trebui să spună vise, să spună vedenii, să prorocească, să vorbească în limbi. Și cei mai mulți botezați de Duhul Sfânt nici în limbi nu vorbesc. De ce nu vorbesc? Că ei nu-L pot crede pe Duhul Sfânt. Ei zice, m-a botezat Domnul. Dă-ți aminte în momentele alea cum îți era inima, cum îți era și chipul transfigurat. Cât era de minunat. Unde sunt acelea? Ce-ai făcut cu ele? Apoi de atâtea ori s-a venit ceva în cunoștința ta. Da, ai zis, ai, Doamne, cine știe? Nu cred. Și ai tăcut. Și ți-o mai venit și iar ai tăcut. Și ți-o mai venit și iar ai tăcut. Și după aia nu mai venit. Și ai rămas așa. Dar Domnul vroia să lucre cu tine. Și tu n-ai fost gata să asculți. Dragul meu, o îndemnare a Duhului Sfânt, vorbea fratele Iosif de sora lui, cu lipsă în osul de pe cap și așa cum a fost. Eu din Sibiu am primit îndemnare să iau sticluța de unde lemn cu mine și să mă duc la Ighel. Dar din Sibiu, din capul Sibiului până în Sebeș, 66 de kilometri. Din Sebeș la Alba Iulia, 16 kilometri, dar după ce traversez Alba Iulia și iei drumul Cătămicești și să merg câți kilometri acolo? Zi mai tare! 15! Noi ia adunați-le! Să vezi, 60 cu 16 și cu 15 faci imediat 100 de kilometri. Cât fugă până la stopul ăla, fugă până la intersecția aia, fugă până nu știu unde. Iei mașina, fuga. M-a apucat noaptea. Și când am sosit în Ighel, părinții lui stăteau aici lângă adunare, dar imediat am văzut lampă la adunare. Nu era vorba să fie sară de adunare, parcă. Nu mai știu. Dar m-am băgat la adunare. Toți erau în adunare, o mare bucurie. Ei aveau câteva zile, toată adunarea postea și se ruga să trimită Domnul pe cine vrea, numai să anunță ce se va întâmpla cu fata, că
că nu mai avea o bucată de craniu. Ce se va întâmpla cu el? Și așa mai departe. Când am intrat, toți au izbucnit așa într-o bucurie și lacrăm. Hai, frate Hozan, să ne împărtășești cuvântul. Am scos sticluța, n-am venit să predic în seara asta. Dar de ce ai venit? Am venit să fac o ungere cu un de lemn. O plâns cu toții. Vezi ce înseamnă să fii botezat de Duhul Sfânt? Duhul Sfânt îi viu, am cântat, dar în tine e mort? În tine cum îi? Altădată, la Roșcani, dar nu chiar la Roșcani, tot paralel așa, sus pe munte, la Stâncești, era un frate Benteu, el căsătorit din Roșcani acolo. Și avea pe Ștefan din Feleac și pe nu știu mai care acolo, 3 zile și 3 nopți în post, sacru, fără apă, fără nimic, să trimită Domnul pe cine vrea, aveau ei o dorință să fie împlinită. Măi, capăt însărcinarea asta, dar să lăsa sara. Aveam atunci o motoretă. Cum să mă duc singur? Cu greu conving nevasta și ne suim amândoi pe biata căpruța aia de motoretă și pâră, pâră, pâră. Ia-o la Sebeș, de la Sebeș, ia-o la Orăștie, de la Orăștie, ia-o la Simeria, de acolo la Deva, de acolo la Pod, la Ilia, de acolo eu către Dobra și gata, aici să o iau în sus. Și măi, o lucra Dumnezeu și am luat-o în sus și am sosit la casa lui Benteu Petre. Era lampă în casa dinainte. Măi, gândeai că m-a apucat așa o rușine, măi, era ora 1 și ceva noaptea. Cum o fi? Ei au auzit motoreta când am oprit-o, iasă sora acasă, din casă, afară. Cine-i? Fratele Hozan. Vai, fuge-n lăuntru. A venit fratele Hozan. Nirare, ei au așteptat să trimită Domnul nu știu ce proroc, nu știu ce om, dar Domnul l-a trimis pe amărâtul ăsta de om. Am intrat în casă, ne-au povestit cum ei au așteptat, cum tot, dar fratele Ștefan din Feleac s-arăta un pic nemulțumit, el vroia altceva. Le-am transmis mesajul, m-am rugat cu ei, și li s-a împlinit cererea. Și eu m-am dus înapoi cu nevasta. Dacă-i Duhul viu, și eu sunt viu. Așa cântăm, nu? Și eu sunt viu. Altădată ies din adunare, mă duc să mănânc în casă, să lăsa sara, era toamnă târzie și de-abia gat de mâncat o răscolire aspră să plec. Pe unde să pleci, măi, sara? Dimineața la 6 trebuie să merg la lucru. Unde să pleci? Eram cu expediția de vagoane la Valea Șermagului. Unde să pleci? De acolo nu poți lipsi și așa, și așa. Trebuie să plec. Dar unde pleci? Nu știu. Păi măi, nu vezi că vine noaptea? Păi vine, dar eu trebuie să plec. Și ies din casă, ea trimite gemenii copiii, erau mici, Ezechiel și Amos. Fugiți repede și spuneți-i să vii acasă. Vin copiii în Ulița Mare, eu nu mai eram. Că eu când am ajuns la jumătatea străzii spre Ulița Mare, drumul principal, am auzit că vine o mașină. De acasă așa am plecat,
mașina care oprește, unde merge, acolo mă duc, dar trebuie să plec. Vine aia, fac cu mâna, oprește. Aia era doi în față, doi în spate, mai avea un loc. Mă primesc între ei. Când mă primesc între ei, eu nu zic nimic. Șoferul la un moment dat, unde merg, domnule? Unde te duci și dumneatale? Păi eu mă duc în Sibiu. Ai, Doamne, iartă-mă, că în Sibiu am fost duminica trecută la evanghelizare, acum iară să mă duc acolo, nu mai zic nimic. Încep alte discuții, cum fac eu, cu oamenii, și ajungem. Când ajungem, ăla oprește în cap la strada Pelarilor. A patra, a cincea casă era Biserica Baptistă. Să vede că aici m-a trimis Domnul. Mă duc, Beni Poplăceanov avea atunci un pod la biserică făcut acolo, un mic apartament. Urc la el acolo, sun la ușă, vine sora Lenuță, se uită. Beni, fratele Hozan e la ușă la noi. Păi lasă-l tu să intre, deschide-i ușa. Cum vorbea el grav așa. Când intri, vine și el de acolo, din dormitor unde o fi fost. Pacea Domnului, frate Hozan. Pacea Domnului. Domnul te-a trimis. Frate Beni, eu nu știu. N-am avut un vis, n-am avut o vedenie, n-am avut o prorocie. Un simțământ și o trimitere lăuntrică care nu m-a lăsat în pace. Domnul te-a trimis. În seara asta numai matale predici. Dar baptiștii cu penticostali în Sibiu se băteau cap în cap dacă trecea unul pe trotuarul ăsta penticostal și acolo baptist, întornau capul, nu se salutau. Așa intrigă era între ei. Acum matale predici. Se începe biserica, fac ei o rugăciune ca la baptiști pe suflete, trece Beni Poplăceanu, Domnul ne-a trimis pe fratele Hozan la noi, în seara asta el predică. M-am apucat de predică. Dumnezeu m-a făcut să spun o pildă, dar nu văzusem niciodată pilda, nici n-auzisem niciodată nimic din ea, dar era pentru ei. Cum mașinile, zeul ăsta a mașinilor cere jertfe de oameni și cum omoară atâția oameni mașinile și cum așa și la un moment dat cu un om cu vacă cu vițel pe drum tot să sară sub mașini că venise de pe munte și cineva îl îndrumă să treacă pe strada aia și să treacă râul ca pe mere drept în târgla să-și ori scapă de mașini. Sosește omul la râu. Era o pildă care mi-a venit în minte așa, curgea singură. Dar n-am văzut asta, numai curgea pilda asta singură. Când e la râu, vaca n-a văzut niciodată apă mare de la munte. N-o putea băga în râu nicicum. Trece un bătrân și spune, nu te lupta, că nu ești tu mai tare ca vaca. E vițelul în brață, treci dincolo și vaca vine singură după vițel. Și așa a făcut omul și s-a dus în târg. De aici s-a schimbat deodată. Vedeți, noi ne spăriem de râul morții. Noi ne sperie ce vedem, ne sperie așa, nu suntem obișnuiți cu multe. Sosim la râul morții, ne sperie, dar Părintele vine și ne ia în brață ce avem noi mai drag și îl trece peste râul morții. Atunci ochii tuturor din familie se uită în sus că cel drag a mers acolo, dar până aici nu s-a uitat numai la mașini, numai la case, numai la averi, numai la bani. Acum toți scuot în sus că
îl drag s-o dus la Iisus acolo. Mă plângea adunarea, eu nu știam ce vorbesc, dar vorbeam. Aia însemnează să fie Duhul Sfânt viu în tine și tu să fii viu, mărit să fie Domnul Iisus. Apoi din astea aș putea să vă spun multe, multe. Odată am călătorit, am mers după pâine și n-am apucat să iau pâine și nu m-a lăsat să mă duc la Sebeș. M-am dus la Sebeș, du-te în calea Lancrămului, m-am dus acolo, făsăm la mașină, a oprit o mașină, m-am urcat sus, unde merg? Pe Matale, unde merg? Eu mă duc departe, către Baia Mare. Și cu plasa aia, cu doi tribănuți, m-am dus cu el cu mașina până în Gâlgău Dejului. Acolo s-a întunecat, era noapte, m-am dat jos și am mers și am trecut Someșul la Fodora. M-am dus la fratele Ion, la moară, la Miclea. Doamne, frate Hozan, dar cum ai sosit? Păi uite, așa am sosit, dar de ce, cum? Că trebuie să particip la o mormântare. Extraordinar! Mâine avem mormântarea la o soră în Gâlgău, la care i-a murit, adică care a murit și i-au rămas 5 fetițe. Și așa m-am dus cu el și am ținut mormântarea. Tu ești gata să te duci. Tu ești gata să asculți. Nu într-un loc. În câte locuri te va trimite el? Ești tu gata să te duci, să-i execuți? Tu zici că ești copilul lui Iisus. Păi dacă ești copilul lui Iisus, ești copilul celui preanalt. Și în Scriptură cel preanalt e Duhul Sfânt. El e notat cu numele ăsta. Nu știți cum o zis în Luca, capitolul 1, arhanghelul va fi chemat fiul celui prea înalt, că Duhul Sfânt e dătătorul de viață. El a făcut sămânța în flori, în pomi, el a făcut sămânța în animale, în păsări, în pești, în oameni. Ce lucru mare pentru el să pună sămânță în sfânta și binecuvântata fecioară pe atunci, Maria. Duhul Sfânt a fost la el acasă, a făcut ce-a vrut. Mărească-i să numele, dar fiul care se va naște din tine va fi chemat fiul celui prea înalt. Cu un alt cuvânt, Fiul Duhului Sfânt, numai că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, una sunt. Fiul lui Dumnezeu, că întreaga dumnezeire a făcut sfat, s-a înțeles și cum să-i pui numele. Și a pus numele Iehova. Martorii lui Iehova spune că la Dumnezeu îi zice Iehova, dar nu e adevărat asta. Nu la Dumnezeu Tatăl, la Iisus îi se zice Iehova. Uitați-vă și pe internet la ăsta, Wikipedia sau cum îi zice la aia, așa. Am cercetat acum de vreo două săptămâni că cineva ne-am ros în vorbele astea, știi? Hai să vedem și înțelepții ăștia. Și mere din una în alta și până la urmă spune Iehova este Iisus. Și ăia tot așa cunosc. Dar eu n-am știut de așa ceva. Ci asta mi s-a descoperit în minte. De mult, de mult am susținut asta. Vedeți? În Vechiul Testament, oriunde găsiți la subsol, ce însemnează Iehova Irei, ce însemnează Iehova Cutare sau Cutare? Toate astea sunt denumirea lui Iisus. Medic, mântuitor, izvor de viață,
Toate acestea sunt pentru Iisus. Mărească-i să numele. Acum am ajuns aici să mai aveți oare răbdare, Doamne, iartă-mă. Unul din cărturarii care auzise vorbind, fiindcă știe că Iisus răspunsese bine saducheilor, așa îmi place, asta e bun aici. Mere și mai sus, oare? Bine și așa. Care auzise vorbind, fiindcă știe că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn, nu Tatăl Ceresc, ci un singur Domn, și ăla Iisus Hristos. El era Dumnezeul lui Israel. După înființarea bisericii, a căpătat o slujbă nouă, nu pentru Israel. Și el este de acum, Dumnezeu l-a făcut pe el Domn și Dumnezeu pentru noi, pentru biserică. În vechime a fost Iahve, Jehova, și acum e Iisus și El e Domnul și Dumnezeu. Auzi ce a zis aici? Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Iar nu-i vorba de Dumnezeu Tatăl, ci de Iisus. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cujetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Adică Dumnezeu este o persoană abstractă, o persoană pe care nu o poți atinge, o persoană cu care tu nu poți sta de vorbă, o persoană pe care nimeni nu o poate cunoaște, o persoană la care nu-i poți pune un nume, o persoană de care e plin cerul și pământul. El e Dumnezeu, a toate țâitorul, făcătorul tuturor lucrurilor. Dar pentru oameni l-a lăsat pe el care i-a cerut omul. Nu Dumnezeu Tatăl a cerut, hai să facem om, nici Dumnezeu Duhul Sfânt, ci cuvântul a cerut. El a zis în dumnezeire, hai să facem om. Și dacă El a zis, hai să facem om, Dumnezeu ne-a dat pe oameni în grija Lui. Zice Isaia, El vă păstrează vremile pentru seceriș. Și nici așa nu vreți să-L cunoașteți. Vezi când trebuie să seceri, Dumnezeu face să nu ploaie, să-ți adun recolta. Dar în România e una, în Banat e una și în Ardeal e altă zi. Mai înapoi ceva, în Ungaria e mai înainte cu ceva. Și așa mere rotund pe tot pământul. Când am fost la Porpirie, era în decembrie. Se cera la grâu de numai. Vedeți, la noi zăpadă, ei se cera grâu. Dar la ei nu ploua atunci. Că este un organizator și unul care știe de noi, de fiecare, mărească-i să numele. Și atunci, prin puterea Duhului Sfânt, El se manifestă în oameni și în biserică. Vorbea fratele de o vindecare, pare că ai spus, ai? Am văzut atâtea, dar nu eu am fost, ci Harul, Duhul Sfânt, Dumnezeu, El a lucrat. Am văzut în Spania o spaniolă
de la brâu în jos puteai tăia, nu simțea nimic. Și când ne-am apucat de lucru, era un frate păstor acolo, când auzi că am sosit, suna: frate, ce ne facem? Dar ce vrei să ne facem? Apoi este o spaniolă care e pe cărucior de 6 ani jumate și o fată româncă care o slujește, care are 4 copii, i-a spus că vine un frate și că poate fi vindecată. Păi ce ne facem? Păi ce să te faci, mă? După jumate de oră: frate, ce ne facem? După altă oră: frate, ce ne facem? Mă, omule, lasă-mă în pace, ce să te faci? Ei, sosesc la biserică. Când sosesc la biserică, amărâta de femeie cu căruțul era cinaintea amvonului. El sta după amvon: hai repede, hai repede. Mă duc lângă el: no, ce ne facem? Măi, frate, mă, ai ce-i face? Eu nu. Bă, nici eu n-am ce face, mă. Lasă-l pe ăla care poate și are ce să facă. Glorie lui! Dar ce citești? Mă, lasă-mă, mă, cu din astea. Că eu sosesc la amvon, dar eu nu prea știu ce citesc. A cimni să lămurește ceva. Bun. Deschid Biblia, citesc 2-3 versete, vorbesc foarte scurt, ca 5 minute, și nevasta lui păstorul ăla făcea bine pe translatorul. O chema acolo: ce auzi că zice ea să-mi spui și ce zic eu să-i spui ei? Bine, dar deschide-ți ochii, uite-te, nu deschide ochii, Doamne, fel. Numai așa stătea, dar vorbea ce zice ea, ce zice eu. Păi uite-te, nu puteai face să uite. Și era să simță o prezență, știi, și ea simțând asta, nu putea. Așa. Pun mâinile pe ea și mă rog. Am întrebat-o dacă crede că apusenii nu mai cred în Dumnezeu. Majoritatea apusenilor nu sunt nici atei, nici creștini, nici nimic. Vai de capul lor. Multe biserici sunt goale. Auzit într-o adunare acolo episcopul penticostal și-a venit și-a asistat la program, a vorbit și el puțin și la urmă la masă am stat cu el și l-am întrebat: cât numără membrii bisericii dumitale? Ni rușine să spun, nu mai am decât 15 membri, nu mai vin la biserică oamenii. El era episcop pe Spania, așa biserică mare avea, dar la ortodoxi, românii mai merg, dar greci și ceilalți nu mai merg în Spania, la catolici nu mai merg. Am văzut biserici în care fac discotecă și minuni. Doamne ferește! Mă întreb pe ea: tu crezi în Dumnezeu? Da. Dar poți crede în Iisus Hristos, Fiul Său? Început să plângă. Bunica m-a învățat despre Hristos. Eu cred. Am văzut că crede, am luat steclusa cu unde lemn, am uns-o și am pus mâinile pe ea. Când am pus mâinile pe ea, ea se îndreaptă către sora asta care translata: Doamne, ce minune, nu mă mai doare aici. Din accident, câteva coaste s-au rupt și au intrat în plămâni. Medicii au reparat, dar acolo a rămas o crustă și cu fiecare suflare aia durea. Nu mă mai doare aici. Am văzut că se întâmplă așa, am primit credință și eu că doresc. Credința nu e ca Batista, s-o scoți, uite, am credință. Nu e așa. Credința e darul lui Dumnezeu, fie slăvit El. M-am aplecat la piciorușele ei și am prins glezna de la piciorul stâng, întâi mi-o fă mai la îndemână.
Doamne, te rog, lucră în numele lui Iisus, mișcă laba. Ea zice, nu pot. Iar am început, mișcă laba, păi nu pot. A patra oară, mișcă laba, păi nu pot. Măi, femeie, tu ai zis că crezi în Dumnezeu, păi nu mai zic, nu pot. Crede! Și a șasa oară, o mișcat laba. Toată adunarea a buit. Atunci m-am mutat la genunche, m-am rugat pentru genunche, întinde piciorul, iară nu pot, iară. Că noi, Domnul să ne ierte, noi ne rugăm pentru bolnavi așa scurt și odată gătăm cu ei. Dar nu e așa. Când vrei să vezi o minune, trebuie un sacrificiu. Sunt cazuri, cum am pățit eu cu Hans din Germania, când am fost pe la ei, eu mă rugam pentru bolnavi în sectorul lui, așa. Acum am căzut eu bolnav cu pancreasul. Am avut și criză pancreatică și un fel de comă de vreo 12 ore. Și nu putem, cum călcam aici, gândeai că dai cu un baros. Nu putem. Dar am dat telefon că am auzit că a venit în țară, l-am găsit pe la Zalău. Hans, să vii că stare bolnav cu pancreasul. S-a adunat frață că îl cunoșteau, mai fost împreună și la mine acolo. No, am coborât cu mare greu în adunare și m-am așezat pe un scaun. Vine Hans și... care vine de aici? Hai mă, un băiat mai tânăr, sau și ăștia, că doar n-ar nimic. Hai aici. Nu știu cum te cheamă. Robi. Cum? Robi. Robi. Robert. Așa mă, ce-i Robi? Ce-i? Robert, așa da. Ăsta ui așa face cu mine. Doamne Iisuse, te rog să vindești pancreasul la fratele Hozan. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Mulțumesc și eu. M-a așa ispit-o băgată la mine. Doamne, iartă-mă, apoi eu când m-am rugat pe ăsta, trei cuvinte. El a văzut că pe ochi, a văzut că am schimbat un pic, știi? Frate Hozan, nu te supăra. Eu așa mă rog, dar să știi că Domnul lucră. Am urcat singur scările în apartament și nu m-a mai durut pancreasul până azi. Mărit să fie, Domnul! Sunt 30 de ani buni și nu m-a mai durut pancreasul. Vedeți? Deci, ce cere și Iacob? Rugăciunea făcută cu credință. A cui? Acum, a cui? Acelui ce face ungerea, acelui ce se roagă, nu a bolnavului, că bolnavul poate să creadă, dar poate că el nu poate crede, poate nu poate nici să se roage. Dar tu dacă te implici, apoi trebuie să te implici și dacă o făcu păcate, îi vor fi iertate. Și asta mărturisiți-vă unii altora păcatele, dar nu așa. Ai făcut azi un păcat, apoi ți rușine, nu-l spui. Apoi peste o lună mai faci un păcat, apoi ți rușine, nu-l spui. Apoi vine fratele Zaharia, gata, ăsta-i străin. Apoi venim cu sacul ca la lada de gunoi, nu? Dă-i pe el. Nu așa, mă. Nu așa. Lucrătorii nu s-au ladă de gunoi. Să adune de pe-n biserici toate gunoaiele. Nu. Cel de la care te împărtășești, la ăla trebuie să-i arăți starea ta. Și ăla trebuie să știe să-ți administreze ceva disciplinar sau nu, sau chiar să te ierte. Că dacă el te iartă și se roagă pentru tine,
tu simți imediat eliberarea și ești iertat. Că mărturisirea și rugăciunea are puterea asta. Slăvit să fie Domnul Iisus! Așa că să băgați de seamă și cu asta. Mulți zice, eu nu fac ungerea până nu se mărturisește. Odată mă duc la o nuntă la Sibiu și vine un frate din Moldova, păstor, nu-i spui acum numele, măcar că el a murit. Și din biserica lui era o soră bolnavă în spital. Medicii nu aveau ce-i face, toată era ca trandafirul, într-o criză așa, într-o temperatură, nu-i putea scade temperatura. Nu mai ții minte, a avut o operație sau cum a fost, dar nu putea pune deloc pe picioare. Și aia, auzând că îs la Sibiu, trimite vorbă să mă duc să-i fac ungerea. Dar ăsta era pastorul ei vechi. Hai, mă, hai să merem. Hai, mergem. Mai încă unul găsim. Merem trei. Când sosim pe coridor, aici e sora în spital, ăsta zice, frate Hozan, eu nu fac ungere la nimeni până nu se mărturisește. Că dacă tu așa ai încredințarea, du-te și cere mărturisirea. Sau poate să mărturisește. Să duce aia, plânge când îl vede, plină de bucurie, își vede păstorul. Era pe pat de moarte. Dar el începe și o chestionează. Ai făcut aia? Ai făcut aia? Ai făcut aia? Aia spune tot, că acum s-o gândit, tot mor. Îi spune tot. După ce îi spune tot, vine afară, nu se poate face ungerea. Extraordinar. Păi zice, mă, așa e cazul, nu pot să spun, dar nu se poate face ungerea. Mă, ies o mărturisit sau tu ai ispitit-o? Păi dacă ies o mărturisit de bună voie, e una, dar tu ai întrebat-o. Păi eu am întrebat-o. Nu de vrei să vii să ne rugăm, vină de nu stai aici. M-am dus în lăuntru, a venit și el, dar nu a vrut să puie mâna, cum fac mulți păstori, ne năcas pe ei. Păi mă, tu ești mai sfânt ca oamenii, mă? Păi pune-mă mâinile pe capul bolnavului, mă, rogă-te, nu în aer. Ce e aia, mă? Mai stai și cu nasul pe sus, că tu ești domnul păstor. Vai, Doamne, iartă-l. Pune mâinile, mă, pe bolnav și rogă-te cu sete, mă. Și Dumnezeu lucră. I-am făcut ungerea, i-am pus mâna pe ei, m-am rugat. Soră scumpă, Domnul te vindecă, să știi, gata, cu boala de azi. Era duminică între programe și marța a plecat acasă la copii. Slăvit să fie Domnul! Cel care i-a păsat de un păcat, ăla dacă are și simte păcatul, nu-l duc cu tine, mă, că ăla să face tot mai grozav și mai mare și pe urma lui te poate încărca cu duhuri necurate. Atâtea duhuri necurate stăpânesc pe oameni. Uite și aici, în publicul ăsta, în partea asta a bărbaților, sunt patru bărbați atăcați pe urma unor lucruri de nesiguranța mântuirii și o frică-i paște. Și între surori sunt mai multe persoane cu o frică care paște, le paște. Pentru că duc în spate povara asta și nu, măi, copila lui Dumnezeu, duci sarcina satanii cu tine. Astăzi dezbracă-te de relele acestea în numele lui Iisus. Glorie lui!
În felul acesta, dacă lucrăm, Dumnezeu lucră. Dar dacă lucrăm cum nu-i scris, păi nu lucră. Nu lucră. Eu am stat înainte la mii de oameni și nu totdeauna am putut să chem în față și nici nu prea am eu așa, cum să spun, îndemnul ăsta de a-i chema în față, dar mulți păstori o ia ei înainte, haideți în față, haideți, să provim, frață. Dar eu sunt foarte încredințat, acolo unde ești, ridic o mână sus și una pune-o pe stomac sau pe ficat sau pe spinarea ta sau pe picioare, dar cu credință, mă! Și când ne rugăm de aici, Duhul Sfânt să-i simți focul că intră în tine și odată ești salvat. Mărească-se numele Domnului, ca să nu se poată lăuda nimeni. Eu am făcut, eu am fost, eu mă lasă-l pe eu, lasă-l acasă și du-te cu Iisus la adunare. Du-te cu Iisus între frați și lasă-l pe el să lucre. Mărească-i să numele. E așa de minunat când tu te poți smeri ca și cum n-ai exista. Dar Iisus să lucre. A lui să fie slava. Hai mai zic că prea mult acum. Mă, că nu s-o devină. E fratele Iosif. Eu am gândit că imediat după rugăciune mă pune la predică. Păi gătam la 12, dar acum nu știu când gata. Slăvit să fie Domnul. Așa. Uitați ce zice aici. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Ce-i împărăția lui Dumnezeu? Ia să citim în Romani, capitolul 14, da, 14 cu 17. Romani 14 cu 17. Așa. Auzi ce zice? Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ăsta pot să-l lași așa, că îmi place cum ați făcut asta. N-am văzut la alte biserici, dar e tare la îndemână, mai ales pentru mine care nu mai văd așa bine. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire. Întâi și întâi, neprihănire. Ce este neprihănirea? Neprihănirea în Vechiul Testament se căpăta printr-o purtare în împlinirea legii. Lucru care nu prea se putea realiza, că legea n-a putut duce pe nimeni la desăvârșire. David vorbește de neprihănirea lui în Psalmul 4, răspunde când strig Dumnezeu neprihănirii mele. Deci nu neprihănirea lui, Dumnezeu era neprihănirea. Tot așa, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi suntem socotiți, neprihăniți, îndreptățiți, adică de a ne apropia de Dumnezeu. Dar asta prin jertfa lui Iisus, nu prin faptele noastre, ca să nu se laude nimeni, nu? El a ales, zice în Corinteni, lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Pe cele disprețuite chiar, nu? Așa că noi n-avem cu ce ne lăuda. Unii predicatori mai zic, amintea și fratele, textul ăsta din Isaia, că faptele noastre sunt ca o haină mânjită. Dar
la Pentecostal n-are voie să fie așa ceva. Că mai înainte cu o filă spune, am păcătuit, am făcut ce-i rău. Vom putea fi noi mântuiți? Și mai jos arată că m-a îmbrăcat ca pe un mire cu podobele lui, cu mantaua neprihănirii, ca pe o mireasă cu sculele ei. Apoi atunci, hainele astea smânjite, mă, toi căpăta neprihănirea în dar, prin credință în Hristos Iisus. Acum tu ai fapte mânjite și haine mânjite, nu se poate. Nu, noi suntem cu tot ce avem al Domnului și faptele noastre sunt fapte orânduite de Duhul Sfânt mai de dinainte, noi numai să umblăm în ele, a Domnului să fie slava. Doamne ajută-ne, neprihănire prima dată. Întreabă-te dacă ești neprihănit. Că dacă ești neprihănit, limba ta e neprihănită. Dacă ești neprihănit, pantalonii pe tine și cămașa de pe tine e neprihănită. Tu nu iei niște pantaloni ca cioricii la dăieni. Că de-abdea-i putea trage și de-abdea-i putea da jos de pe ei, atâta era de strâmț. Măi, Doamne, și-am mai văzut altă prostie acum, o scos ăștia la modă, încât aici gândești că nu știu ce are în față. Păi ce, ești băur? Mă, neprihănitul, nu trebuie să fie, mă, gunoiul din fundul găleții, de la laptele oilor. Trebuie să fie spuma de deasupra, mă. Neprihăniții Domnului, ei trebuie să fie totdeauna cei din tâi în fapte bune. Apoi oare zice-i păcat asta? Păi ce, asta e păcat? În momentul când cugetul tău întreabă, oare e păcat? Să știi sigur că e păcat. Că de-aia cugetul e neliniștit. Și de-aia tu întrebi asta. Așa că fiți atenți la ce a zis Pavel. Noi trebuie să umblăm în așa fel, ascultați, noi trebuie să umblăm în așa fel ca să nu fim pricină de potignire nici pentru iudeu, că el are cultura lui. Să nu fim pricină de potignire, nici pentru grec, că el are cultura lui, dar nici pentru biserica lui Dumnezeu, că asta trebuie să aibă o cultură aparte. Mărească-se Domnul Iisus! Fiți foarte atenți asta! Dacă vezi că sora asta e supărată și se uită la tine și spune, nu-mi place aia, aruncă-mă! Îmbracă-te să nu potignești pe nimeni. Umblă să nu potignești pe nimeni. Păi neprihănitul are vorbă neprihănită, mă. Apostolul Petru, și după ce s-o lepădat de două ori de Iisus, vorba tot i-a rămas sfântă. Vine slujnica aia, păi nu mai încape îndoială, Petre, și vorba te dă de gol, tu ai umblat cu Iisus? Păi dacă ai umblat cu Iisus, trebuie altă vorbă. Mă mir de mulți. Păi zice, m-a luat gura pe dinainte și am blestemat. Nu, mă, Doamne. Păi unde e neprihănirea, mă? M-a luat gura pe dinainte și am înjurat. Păi știi ce e acolo? În inima ta e o mizerie. Inima ta nu-i curată. Unde Duhul Sfânt o intra și o curățit inima, nu-ți dă în gând așa ceva. Oricine ți-ar face, nu-ți vine în gând așa ceva. Aduceți-vă aminte la filmulețul ăla mic cu Vulbran, când l-a băgat pe un coridor și era stropi tot așa mari de beton
Și călăul când o sosit și o veni bine, i-o tras o palmă și l-o izbit cu fața de stropea, tot l-o spart. Când s-o dezmeticit, să știi că Domnul Iisus te iubește și pe tine. Îl așteaptă un pic, îi rade una peste obrazul însângerat și dă cu asta la altă parte și îi sparge toată fața. Când se dezmetecește, Domnul Iisus a murit și pentru tine, eu te iubesc. Și în momentul ăla l-a câștigat pentru Dumnezeu, s-a dus călăul și a spus că el de acum încolo e creștin. Nu l-a mai văzut nimeni, securitatea de atunci l-a achitat. Vedeți? Dar ție ți-o zis bărbatul o vorbă care ți s-a pus de-a curmeziș și toată ziua umbli ca o curcă pân curte, de nu-și află nimeni voia și nevoia. Sau femeia nu ți-a făcut ce-ți place, toată ziua umbli umflat ca un curcan pân casă. Mă, dar ce pocăință e asta, mă? Ce pocăință e asta? În casa pocăiților e raiul lui Dumnezeu. Mărească-se Domnul Iisus. Eu am trăit cu nevasta 47 de ani și 9 luni. Dar eu nu i-am zis un cuvânt de scăzământ și nici emnie. Când aveam ceva de nu putem bine împăca, lenecam și sara eram la pat. Acum hai tu încoace. Meream la pat și mie așa-mi plăcea, o țineam ca pe un copil așa în brață. Miuță, acum spune, tu ai avut dreptate sau eu? Eu am zis așa, tu ai zis așa, ce crezi? Vasile, cred că tu ai avut dreptate. Bine, dragă. Și ne culcam. Păi mă, nu cu ceartă să împacă lucrurile, ci cu iubire, slăvit să fie Domnul. Mă iertați, dar mie îmi place să fiu practic, că o predică poate fi scurtă și să înțelegi multe din ea. Poate fi lungă și când ai gătat-o, ce ne te auzi, nu știe ce ți-o trebuie. Sunt mai multe, dar așa ceva practică rămâne în cap la oameni. Așa, neprihănire, a doua pace, mă, aia e împărăția, pace. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, să ai pace. Pocăitule, pocăită, tânăr, tânără, să ai pace. Să ai pace în casă, să ai pace la muncă, să ai pace la școală, să ai pace cu vecinii, să ai pace în casa ta. Că tu ești fiul de Dumnezeu. Nu știi cum este scris în psalm? V-am zis, sunteți toți dumnezei, toți sunteți fii acelui, a cui? Acelui preanalt, adică a Duhului Sfânt care vă boteza, mă. Sunteți toți fii a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e viu, tu trebuie să fii viu și trebuie să se vadă pacea lui Dumnezeu să stăpânească în voi și să fiți recunoscători, măriți să fie Domnul. Și apoi, după ce ești plin de pace, să fii plin de bucurie în Duhul Sfânt. Te mai bucuri tu în Duhul Sfânt? Când te rogi în casa ta, vine așa peste tine câte un fior, vorbești în alte limbi, tu cu Domnul numai, te rogi tu. Cum te rugai odată, când toată rugăciunea ți se umezea ochii și te uitai spre cer, pare că atunci îl vedeai pe Iisus. Și acum ai ajuns așa de sec,
De câți ani n-ai mai plâns la rugăciune? De câți ani n-ai mai plâns tu în biserică? Măi, nu cumva sămânța o căzut pe stâncă? Și fiindcă n-are umiditate când vine soarele să uscă, soarele Iisus. Și dacă n-are umiditate, să se uscă sămânța cuvântului pus în tine. Nu mai poate rodi, că la Iisus nu-i place așa. La Iisus îi place să fii plin de bucurie, în Duhul Sfânt, plin de pace și să trăiești neprihănirea care ți s-o dat în dar. Doamne Iisuse, binecuvântă-ne, că din astelaltea s-a agonisit mult, am văzut aici la Jebel. Slăvit să fie Domnul și mă bucur că e binecuvântarea Domnului. Am văzut tractor, am văzut mașinării în tot chipul, am văzut căs mari, frumoase, aveți o biserică, mă, de numă. În America știi cum sunt bisericile majoritatea. Zaharia, ai văzut? S-a făcut cașurile la noi. Numai cu ea așa, niște capre acolo și podite și gata, e biserică. Așa ceva ei nu fac. Care au biserici mari, păi a face câte una, dar nici aia nu prea-i pomposă, numai o face mare, mare. În Canada, canadeze n-au nici pat, nici scaun în casă. Au niște tamburele puse lângă perete. Au câte o saltea mare, când vor să se culce, o răstoarnă de la perete jos, pune o perină la cap și se culcă. Când s-o sculat, o lipește de perete și se duce în treabă-și. Românul nu, domnule, la el îi trebuie cabinet la bucătărie, la el îi trebuie dulape, la el... Păi la sărâdea, la ce vă trebuie astea, ce faceți cu ele? Dar românul român, nu? Vedeți, la ei e altceva. Ei în fiecare weekend, cum zic ei, sâmbăta și duminica liber, să viziteze, să se ducă, să distreze, să așa își cheltuie banii. No? Oricum, nu uitați, împărăția lui Dumnezeu nu-i sarmale, nici Coca-Cola. Împărăția lui Dumnezeu e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Glorie Domnului Iisus! Ce să spun eu mai mult decât un amin cu care prin harul Domnului am ajuns la sfârșit și mă bucur că Dumnezeu m-a sprijinit și pe mine la anii mei să mai vin până pe la dumneavoastră, că purtam dorul ăsta ca să ajung pe unde am mai ajuns. Iată că e ora 11, măi. Slăvit să fie Domnul! Acum, cum credeți? Dacă credeți să facem rugăciuni pentru bolnavi, încă mai pot să stau în picioare, când nu, voi pune pe un scaun. Da, asta cum credeți? Sau, cum am zis, dacă credeți, putem și așa, fiecare în locul unde îi, să ridici o mână sus și o mână pe locul cu boala și prin credință să chemăm pe Domnul Iisus Hristos la lucru. Cei de care am vorbit, dintre bărbați și dintre femei, dacă vor, pot să ridici o mână acum și să arate că de ei a fost vorba. Așa, slavă Domnului! Dar între bărbați, unu, mai trebuie, mă, acolo,
Așa, mărire Domnului. Deci, Duhul Sfânt nu greșește. A lui Dumnezeu să fie slava.